CSM Media și-a rămas fără Kareem Story în play-off-ul pentru locurile 9 și 16. Jucătorul a plecat în Statele Unite ale Americii pentru a fi alături de mama sa, care are probleme grave de sănătate. Kareem Story a avut niște probleme de familie cu mama lui, care a avut ceva probleme grave de sănătate și a vrut să fie lângă ea și nu puteam să ne opunem acestui lucru și l-am lăsat să meargă acasă în Statele Unite pentru a sta lângă mama lui. Nu va mai în acest sezon, cu siguranță nu. Deci o să rămânem așa în formula aceasta până la finalul sezonului. Sezonul următor e posibil să revină sau vi-l doriți în continuare? Asta va trebui să avem o discuție cu președintele și cu domnul primar, să vedem pe ce ne putem baza la anul, pe ce buget. Și în funcție de asta, obiectivele trebuie să le fixăm și să vedem unde vrem să ajungem și în ce poate consta acest proiect care decurge deja de 2 ani și ce așteptări putem avea de la partea următoare. În perioada în care a îmbrăcat tricoul CSM-ului, Kareem Story a avut medii de 14 puncte, 2,5 recuperări și 3,6 pase decisive pe meci.